Paștele creștinilor este în primul rând învierea Domnului și este un prilej de a trăi clipe de bucurie sfânte. Dar pentru că suntem în pragul sărbătorilor pascale, ne-am propus să aflăm care sunt tradițiile și obiceiurile moldovenilor de Paște. La noi în familie o tradiție, când vine iata Revelionul de anul nou, dar mai ales sărbătorile pascale, tot timpul ne sperăm să facem ceva manual pentru rudele și pentru prietenii noștri. Și iată, fiindcă este simbolul ouă roșu și iepurașul, noi tot timpul ne stăruim manual, scoasem iepuraș, să facem din lemn câte un ou, care la fel e simbolul la toate anotimpurile, la toate lunile anului, facem fericitări, tot manual, care simbolizează Pasca. Plus la asta, toate acestea, încă mai punem, facem așa niște coșulețe, care punem și mai cumpărăm, nu facem manual, ciocolate sunt ușoare, este mici așa, și atât facem așa cu coșulețe, și facem, anul ăsta o să facem, vă spun un secret, iepurașul, când te uiți așa, iepurașul din spate, dacă îl întorci invers, este un urs. Deja am pregătit, nu mai trebuie să le coasă și să oul este care din lemn sau ovale vopsim roșii și tot au incrustate și felicitări tot în stil de Paște, tot timpul. De obicei de Paște noi împreună cu familia mergem la biserică, celebrăm învierea Domnului, dar ce ține de tradiții, de obiceiuri, da, noi vopsim ouăle, coacem cozonace, însă nu din motiv că este o tradiție sau o superstiție, probabil, dar din motiv că este un obicei frumos și este bine să ne adunăm cu toții la masă, cu familia, cu prietenii și să sărbătorim, mai ciocnim câte un ou de cap și iată așa. Ну, Пасха – это всенародный такой праздник православный, христиан. Пасху изготовляют Пасху дома, в домашних условиях, и несут в церковь, чтобы поп осветил эту Пасху. Вот ждут часами. Ночью, я помню, спать хотел, свечки горят. Приходит поп, окропляет. После этого мы идем домой. И крашеные яйца. И, конечно, в шутку друг другом бьют эти яйца. Пасха была очень вкусная, она не портилась никогда. Очень вкусная Пасха, не то, что сейчас в магазине продается. Ну и Пасха – это как бы душевный подъем людей, как бы веха в жизни, как бы освежающее это событие. De Sfintele Paști plecam la bunica, unde ne întâlneam cu verișorii, cu mătușa, cu unchii. Stăteam la masă, nu știu, ne aminteam de multe situații pe care le-am avut noi împreună sau multe aventuri, hai să le spun așa. Dar îmi amintesc că înainte de a pleca de Paști, ne duceam vreo câteva zile înainte pentru a ajuta pe bunica să coacă cozonacii, să vopsească ouăle, fiindcă asta era cel mai principal pentru ea, și să gătească bucate. Că bunica spunea că dacă nu sunt bucate pe masă, spunea că nu o să vină nimeni la ea. Gen că toată lumea trebuie să aibă ce mânca. Cam așa.